Peste 200 de mii de flori produse în serile rea de pe Fele Craiova vor înfrumuseța orașul în lunile următoare. Multe dintre ele sunt deja gata pentru a fi scoase afară, pentru a fi aclimatizate, iar ulterior vor ajunge în cele mai importante locuri din Craiova. Însă, până ajung să fie plantate, este mult de muncă. Pentru angajații serelor, aceasta este cea mai aglomerată perioadă anului. Fiecare specie are particularitățile sale de care trebuie ținut cont, altfel plantele nu mai ajung la maturitate. Aceste plante parcurg mai multe etape până ajung la produsul finit, de la semănatul plantei, repicatul, aclimatizatul. Ele trebuie atent îngrijite. Pe lângă aceste lucrări se fertilizează, se fac tratamente fitosanitare împotriva bolilor și dăunătorilor. Noi suntem foarte atenți și în fiecare zi încercăm și asigurăm toate necesitățile pe care le au aceste plante. Salvie, creițe, petunii și mușcate curgătoare sunt doar câteva dintre florile care vor fi plantate în următoarele săptămâni pentru a pregăti orașul pentru sezonul de vară. Florile vor putea fi admirate până în luna octombrie.